La momentul potrivit. Ah, ok. Momentul oportun. Lasă că și eu țin cont și să vezi că și eu să mă bag. Ce? Și eu să mă bag de acum în discuții. Când e Marius pe TV... Chiar eu comunic omul ăsta din. Eu am zis o propoziție din toată discuția asta. Ia-te-o a ta. De ce nu ataci pe ea? De ce mă ataci pe mine? Că nu înțeleg. Manu, păi nu e problema că ai zis o propoziție. Da, și a fost la Caterinca la râs. Care-i problema? Dar nu zâmbeam, râdeam, suntem oameni. Doamne, dar băi, eu... Nu, Manu, eu de exemplu am văzut. Tu ai ceva personal cu el, din câtivă. Da. Probabil din cauza apropierii ei de Marius prietenești. Tu simți un pericol și când prinzi ocazia, dai în ela. Nu mă cred superioară față nicio fată din casa asta, dar în ceea ce îl privește pe Marius, da. Super iubitul este în ceea ce îl privește pe Marius, în ce sens? Adică... El e mor după ea. Nu neapărat, nu că e... Iancule, îți aduce aminte... În ce sens? Că nu înțeleg. Stați, Marius, ascultă-vă. Îți aduce aminte Iancule și Livian. Ai văzut ce am cântat? Când eram în gală, în rochea aia neagră și a venit Marius la mine și mă zic că mă îndrăgostesc astăzi. Mamă! Tu l-ai crezut? Auzi, Manuela. Tu chiar l-ai crezut? Numai te întreb așa ca idee. Dacă el i-ar da vreun semnal, zic eu că... Deci, numai așa ca idee tu l-ai crezut? Ar fi Marius pe aici... Dar nu, serios, eu sunt curioasă dacă tu l-ai crezut sau nu. Nu știu, rămâne de văzut. Dacă el ar da vreo speranță lui Marius... Pentru că așa și mie Jador mi-a mai spus una alta. Și am mai făcut una alta, știi? Și eu nu l-am crezut, pentru că... Dar uite, spre deosebire de ea, tu te alarmezi când ea stă lângă Marius. Exact. Ea nu s-a alarmat când ai stat lângă Jador. Când te-ai îmbrăcat în hainele lui. Nu neapărat mă alarmez. Un pic, doar trag semnale, așa. Păi asta zic, adică nu ai, atâta siguranță pe tine și trage la. Nu e vorba de siguranță, nu. E adevărat că pot fi și alți factori, nu numai că nu ai siguranță pe tine, într-adevăr pot fi și alți factori. Dar eu te întreb, care e vorba că n-am siguranță, eu vreau doar... Care e problema? Pe mine mă deranjează, nu, eu mă înțeleg cu ea, în afară, chiar mă înțeleg foarte bine. Pe mine mă deranjează că tot timpul când apar în subiecte, cumva intervii câteodată aiurea. Te-am asigurat că între mine și Marius există o relație de prietenie și avem subiecte în comun. Dar nu discutam despre Marius când vorbeam de Marius. Am cu părerea despre situația dintre tine, a degenerat subiectul și a trebuit să intervin. E vrea să zic că tu te-ai băgat în asta și ești în plus, din punctul ei de vedere. Mie mi-a prins foarte bine comentariul, dar din punctul ei de vedere o să că ești în plus. Dar, Elo, chiar înainte să plec în casa băieților, nu vorbeam noi că suntem liberi să ne dăm cu părerea oricând vrem? Da. Păi da, dar nu tot în continuu, știi? Când... A, nu tot în continuu? Da, când tot în continuu? Dar eu la tine nu mă bag, asta zic. Da. Păi da, bag, dar eu chiar îmi doresc să te bagi dacă ai ceva de zis. Tu când te-ai băgat la fază cu Livian și Bianca, tu n-aveai nicio treabă. Auzi ce zic? Mama, auzi ce zic, că mă enervez serios. Deci bagă-te pentru că poate într-un fel sau altul poți să mă ajut cu părerea ta. De ce să nu te bagi? Da, au fost fază de Livian și Bianca, nu erai tu. Nu era Marta. Eu am venit cu o glumiță. Cârmâr, ca să destind puțin atmosfera și spiritele. Ba nu, Bianca e chiar crede. Doamne, da, îți dai seama că Bianca are 3 ani să creadă să pună botul la glume, mă las. Observația ei pe Bianca o activează, crede-mă. Cum adică te disperă deja? Ce? Dar de ce zici, Doamne ferește, Livian? A? Manuela, acum ați spără nicio glumă. Da. Adică... Aveți, ai și tu dreptate, dar... Cătălin! Din cât te văd, într-adevăr, un pic cauți acolo să dai în... Am auzit că ai zis ceva de mine. Chiar deloc. Deci nu s-a pus problema de așa ceva niciodată. Pentru că dacă a fost vorba să iau apărarea, am luat-o până la final. Dacă a fost vorba să dau, am luat-o până... Am dat până la final. Deci nu... Fii atentă. Nu, e o cale de mijloc. Nu e ceva personal. Adică să nu iei personal. Sau dacă vrei să iei personal, poți să iei personal. Dar fii atentă. Ai așteptarea de la ela când tu te bagi așa în subiect. Să nu zică nimic, fiindcă tu i-ai ținut parte în câteva subiecte. Dar și eu am luat ținut. Niciodată, mă, dar v-am zis că nu e adevărat. Deci eu nu am pretenția. Ai venit? Eu dacă simt, iau apărarea. Și apoi nu mai tot zic, vezi că ți-am luat apărarea. Dar ți se pare că eu ți-am zis, bă, Elo, mă enervez acum, fii coerentă. Ai zis tu că mă bag în subiecte aiurea și eu mă face să zbier și vezi, nu e ok. Deci acum ai zis la tu... nici tu nu-i mai râde în față că se enervează. Ai zis tu că eu mă bag în subiecte aiurea, da? Și eu ți-am zis că nu cred că e cazul să zici așa ceva, că mă bag în subiecte aiurea, pentru că atunci când a fost vorba să-ți iau apărarea, ți-am luat apărarea și nu cred că a fost aiurea pentru tine, ba din contră, te-o fi ajutat. Și atunci când a fost să fiu de partea celuilalt, am fost de partea celuilalt. Deci am fost imparțial întotdeauna în ceea ce te privește pe tine. Manuela, nu te mai obosi că o zici că o plictisești. Poftim? O zici că o plictisești. Păi da, bine, mă, dar ea zici acolo când e în casă, dincolo... Dar n-am zis asta, fate, și culmea. Livian bagă bețe roate. Nu e adevărat. Nu știu ce te...
Oricum n-a auzit nimic din tot ce ai spus. Nu tine, nu, la Manuela, că n-are rost. A fost pur și simplu, ne-a luat apărare reciprocă. De ce nu îi zici când ești în casă cu ea? Ce? De ce nu îi zici tătii astea și o îngâni și faci așa cum ce faci? Ce ai, mă, ți-e rău? Eu zic că n-ai da. Nimic, da. Cine mă îngână? Nu, vezi că bagă pe te aud, te aud și râdea. Bă, ce ai? De ce nu îi zici acolo în casă? Bă, ce râcă e. Ce are? Vezi? Nu ai nicio căpușă. Despre tine zici. Despre tine zici. Nu, mă îngâna el cumva? Nu. Fata, dar tu crezi tot ce zice Liviana? Eu nu zic. Mie așa mi s-o părut. Dacă ție ți s-o părut la fel. Nu, fata, vezi că glumește. Eram aici doar pe... De ecran, da, bine, mamă, eu oricum, eu am pretenția dacă vreodată vrei să-mi zici ceva în față, să-mi zici. Poate, dar n-am, da, acum ți-am zis. Că nu poate să uite la tine, nu știu de ce. Și acum am spus la fel. Deci n-am nimic cu nimeni. Deci, acum era subiectul. Pe cum n-ai nimic cu nimeni, dacă ești că de ce să bagă tot timpul subiectul tău? Bă, tu mai taci, mă, din gură, că s-a băgat subiectul tău. Ai zis că se bagă mereu, da. Am spus. Păi și eu mă bag când vreau și unde vreau, na. I-am spus și ei. Ea mi-a zis că nu, s-a băgat doar că mi-a luat apărarea. Nu, băi, de capul meu, dar mai zic a 10-a oară chestia asta, mă, Elo, mă. Da, am zis că am fost imparțial în ceea ce te privește pe tine. Când a fost vorba să-ți iau apărarea, ți-am luat apărarea. Când a fost vorba să, mă rog, să fiu de partea celuilalt, n-am fost de partea celuilalt. Am fost imparțial, am zis. Hai, ela, nu-ți dau ochii. Așa, uite. Nu-ți dau ochii păstrii ca pe ăla. La actorie, vă rog. E, bine. Nu, normal, când e acolo la băieți, face și ea. Mă, că e gață! De ce? Nu, deci chiar nu are rost să... Glumă! Ce? Ia, ce degenereze subiect. S-a fost un gest involuntar, nu ți-ai dat seama de el. Mai vezi, dar arunc și eu, bă, dar fac și eu camera. Fac și eu odată, iar în drumă încă. Ce cadru! Marius! Da. Bă, mine m-a zis Manuela că eu... Adică tu nu te-ai putea îndrăgosti niciodată de mine. Nu. Dar ce? Adevărat, e ștârbă, chiar, ștârbă. Și am zis, i-am adus aminte. Nepotrivire de caracter. I-am adus aminte. Nu minți. I-am adus aminte că atunci, într-o gală, când eu aveam rochea aceea neagră, mi-a zis, simt că mă îndrăgostesc azi. Și eu am întrebat-o dacă asta chiar o crezut. Îți dai seama că n-avea ce să zic, a zis și el așa la vrăjeală. Adică eu am întrebat-o dacă chiar o crezut. Eu stau pe care ispita rețetă. Nu. Da. Dar am zis că eu nu... Ce Mariana, ce părere ai? Noi doi am ajuns să fim tare în bine. Da, suntem... Și ne înțelegem foarte bine și să nu-și facă griji din punctul ăsta de vedere. Dar de ce? Te-ai îndrăgostit? Niciodată. Dar nici ador. Ne-am îndrăgostit ca... Nu, chiar nu. Am făcut o ironie, dar nu, nu e caz. Nu, faptul că cineva... Faptul că eu vă mai fac un compliment din când în când nu... Pe notă, da, faptul că el este un gentleman cu noi fetele cu și că trebuie să mai existe și câte un bărbat care adică să nu v-am găsit nemachiate. Hei! Nu m-am întâlnit cu voi nemachiate și v-am zis, Doamne, ce frumos. Nu, v-am zis că... Chiar când erați foarte frumoase, am spus-o, sunteți frumoase, mirosiți bine, arătați bine, sunteți îmbrăcate frumos. V-ați spălat? V-ați spălat pe... Exact. Nu, dar am făcut... Am fost un pic ironică pentru că s-a băgat... Ai vrut să o înțepi, atâta tot. A fost o înțepătură. Exact. A fost o înțepătură. Da. Pentru că și-am înțeapă... Auzi, Ela! A ta a fost o înțepătură de Albina, mi-a fost una de bondar. Această emisiune. Știe ce trebuie să facă... A ta de Albina e de bondar. Nu mă bag între ele, sunt chestiile lor de fete. E superioară, iară. Ei, bondarul cu Albina. Bravo! Mă bucur pentru că... Da, zic să nu, laudă-te de friptură. Dar ok, lasă vadă lumea. Cine? Bă, Liviane! Ce? Livi! Livi! Iubire, ți s-a desfundat prea mult creierul. Ce dragoste! Ți s-a desfundat prea mult... Da, sinusul. Da, ți s-a desfundat cu totul. S-a desfundat sinusul și a început să meargă creierul, Liviane. Prea mult ghimbir. Începe să mi se agite capul și... Cred că prea mult. S-au pus rotițele în mișcare. Uita și urechi. Ia, Pinocchio. Băi, ia vezi cum vorbești. Da, ia vezi. Bă, dar de ce te simți tu că nu înțeleg? Dar de ce te simți tu că nu înțeleg? Bă, dar Andreea, chiar s-a luat în serios pe deapsa. Deci nu mai vorbește de oră. De la talentul nostru. Tu singur ai zis că el când vorbește. Și eu am și nasul mare și tot nu-mi iese. Tu singur ai zis că el când vorbește, așa vorbește și tu mai supreze. Dar nu mă deranjează, mă, dar pe el trebuie să ui ca atare. Să-i fi, n-a fost întâmplător. Ia și face scenarii de când a venit. Hai mă, că n-a fost. Vorbiți ăsta la telefon, toate mesajele. A aruncat și eu mică în spate. Face materiale din spate, înțelegi? Aia a săracului. E momentul de față, cred că o văd cea mai liniștită din toată treaba. Da, da, unii sunt care pun la suflet. Eu n-am treabă, mă. Tu o să fii cel mai cuminte, cel mai curat trecut. Da, tot vorbesc. Tot o să fii judecat. Adevărat, da.
Păi n-am auzit de ea. Stai copii, dacă am mai fi vreun rău ce-ți face la copii, te-ai să-ți fui, te urâtă să te adresezi. De mine. De ce mă nu? Da, da. Ce auzi de mine? De ce am auzit de ăsta? Auză, bă, ce strâmbe bagă. Nu mai vorbim, serios? Că te crede lumea. A lăsat-o până gravidă. Da, câte sunt de noi, a zis că are și copii acasă. Ai noroc că nu te-am lăsat și pe tine. Băi, nu, pe mine n-ai cum, mi-e greu. Nu mă bagi în pat, da. Mai greu, trebuie să te iubesc mult ca să ajungem. Te iau cu șapca. Te fac să mă iubești mult. Nu. E greu.